Salut! În acest tutorial îți voi arăta cum poți utiliza blogul campusului virtual. Voi începe prin adăugarea unei postări. Pentru început, selectează cursul la care vrei să scrii o postare pe blog, iar mai apoi accesează blogul cursului. Numele blogului poate varia în funcție de curs. În continuare, apasă butonul New Blog Post. În această fereastră, introduc titlul articolului, iar aici scrie mesajul articolului. Aici poți să introduci etichete pentru articolul tău. Iar din această secțiune, poți alege să permiți sau nu comentarii la articolul tău. Pentru a adăuga fișiere, trebuie să dai click în această fereastră. Apasă butonul Choose File. Alege fișierul pe care dorești să-l încarci și apasă butonul Open, iar apoi butonul Încărcați acest fișier. La final, apasă butonul Add Post. În continuare, îți voi arăta cum poți edita o postare de pe blog. Alege articolul pe care vrei să-l modifici și accesează linkul Edit. În acest câmp poți modifica titlul articolului, iar în acest câmp poți modifica mesajul. De aici poți edita informațiile despre fișierul încărcat sau îl poți șterge. Pentru a face asta, dă click pe fișier și efectuează modificările dorite. Pentru a șterge fișierul, apasă butonul Șterge, iar pentru a salva modificările, apasă butonul Salvează modificări. Următorul lucru pe care o să-ți-l arăt este cum poți adăuga un comentariu la un articol. Alege articolul la care vrei să lași comentariu și accesează linkul Add Your Comment. În acest câmp poți introduce un titlu, iar în acesta poți scrie comentariul dorit. La final, apasă butonul Add Comment. Ultimul lucru este ștergerea unui articol din blog. Pentru a șterge un articol, accesează linkul Delete din cadrul articolului dorit. Succes!